Imagini uimitoare în masivul Șureanu, zeci de mistreți și chiar urși fac celebru un loc din Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina, numit acum Spaul Sălbăticiunilor. Camerele video montate de rangeri au surprins puii și adulții la joacă sau la bălăceală timp de luni întregi. Datorită imaginilor, mistreții au crescut sub ochii rangerilor. Administrația Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina spune că primele imagini descărcate recent de pe camera montată în zona Bălții sunt din luna iunie. Mai multe scroafe își aduc aici purceii. Locul pare raiul celor mici care găsesc aici un loc de joacă perfect, dar balta este pe gustul oricărui mistreț. Primele imagini, după cum se pot vedea, sunt din luna iunie, când purceii aveau o lună, maxim două. Apoi, în luna octombrie, sunt ultimele imagini ridicate de pe camera din acea zonă. Numărul este stabil, purceii au crescut, se joacă, sunt mai multe generații, sunt porci de anul trecut, de 2 ani, sunt scroafele mature. Specialiștii parcului au analizat deja imaginile și au observat comportamentul sălbăticiunilor care coboară la baltă. Urșii vin să se adapte și să lenevească în apă. La prima oră, ora 7-8 dimineața, apar mistreții, își fac distracția și băița în piscină, apoi pe la ora 10 apar mai multe exemplare de urși. Se și observă în unul dintre filmulețe cum purceii mici sunt speriați de ceva, probabil bănuim după cronologia filmulețelor că atunci au apărut urșii și i-au speriat pe cei mici. Rangerii spun că, pe lângă faptul că sunt spectaculoase, imaginile de la baltă din masivul Șureanu oferă informații prețioase. Sunt mai multe metode de monitorizare a faunei. Una dintre ele este prin amplasarea camerelor de supraveghere video, de monitorizare, camerele cu senzor de mișcare. Rezultatele ne ajută să tragem niște concluzii. Una dintre concluziile trase de noi acum este că acest ciopor de porci mistreți, care a fost observat prima dată în primăvară, a rămas în zonă, a rămas stabil, nu a fost afectat de alți factori, antropici sau de alți prădători. Spaul sălbăticiunilor din masivul Șureanu a fost descoperit de rangerii zonei protejate în urmă cu câțiva ani. De la montarea camerelor de monitorizare în 2017, imaginile surprinse aici au făcut locul celebru datorită numărului mare de animale care vin aici și poposesc cu orele la balta înconjurată de pădurea de foioase.